Situație halucinantă la Târgu Jiu. Primăria a refuzat o stație seismică din cauza costurilor de 10 lei pe lună. Și asta în condițiile în care zona este acum afectată aproape în fiecare zi de cutremure. Primarul orașului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, dă vina însă pe INSP, care nu ar fi trimis, spune el, documentele necesare la primărie. Totul s-a întâmplat anul trecut când reprezentanții institutului au încercat să monteze stația seismică în localitate, însă nu au găsit sprijin din partea primăriei. Am montat un accelerometru și un senzor de viteză la un institut din Petroșani al Ministerului Cercetării, ce măsoară cutremurile mici cu acesta și am zis să mergem și la Târgul Jiu. Anul trecut, după cutremur, am încercat să instalăm și în Târgul Jiu un accelerometru cu ajutorul căruia să înregistrăm accelerația. Cu ajutorul acestor măsurători se pot modifica modul de proiectare, se pot face multe lucruri. N-am găsit la Târgu Jiu o bună găzduire, a declarat directorul INFP, Constantin Ionescu, pentru Adevărul. Motivul refuzului i-a uimit pe cei de la INFP. Reprezentanții primăriei au cerut ca institutul să plătească factura de curent, al cărei cost se ridica la nici mai mult, nici mai puțin de 10 lei pe lună. Acum, stația INFP se află la Turcinești, o comună de lângă Târgu Jiu. Ne-am dus la Turcinești, mai sus de Târgu Jiu. La Târgu Jiu ni s-a dat o persoană cu care s-a mers în mai multe locuri, după care s-a spus că trebuie făcut un contract, că trebuie plătit curentul, care este 10 lei pe lună. Tehnicienii care erau atunci să instaleze echipamentele au spus că dacă mai sunt plimbați atât, o să plece și au plecat la Turcinești, unde au găsit deschidere din partea autorităților locale. Primarul din Târgu Jiu neagă acuzațiile aduse de INFP și susține că institutul ar fi trebuit să facă o solicitare pentru spațiile unde trebuiau poziționate stațiile seismice. N-a fost nicio discuție legată de asigura cum să vă spun, consumului sau cine acoperă acest cost al consumului cu curentul electric, ce a fost strict legată de o adresă pe care Institutul Național pentru Fizica Pământului trebuia să o facă către Primăria Municipiului Târgu Jiu, ca ulterior, prin hotărâre de Consiliu Local, fiind o entitate de stat, să îi se poată atribui cele două suprafețe de teren de mici dimensiuni. Fără o solicitare venită de la o instituție sau de la o autoritate sau de la o persoană fizică, niciodată autoritatea publică locală nu poate emite o hotărâre de consiliu pentru alocarea unei suprafețe de teren, indiferent că vorbim de un metru pătrat, de 5 metri pătrați sau de 5.000 de metri pătrați. Edilul dă totodată asigurări că toate clădirile cu risc seismic vor fi evaluate. Noi ne facem datoria. În primul rând, am făcut o primă evaluare a pagubelor produse de pe urma celor două cutremure de intensitate mai mare, urmând ca în perioada imediat următoare să încercăm să acordăm sprijin, pe de o parte, proprietarilor acelor clădiri, pe de altă parte, să ne facem o expertiză pe toate clădirile afectate care aparțin municipalității târgujene. Cutremurele recente din Oltenia au afectat sediul primăriei Târgu Jiu și alte clădiri din municipiu.